Cuvântul care zidește. Bun găsit, dragi ascultători! Sunt preotul Narcis Stupcanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zidește. Există unii oameni cărora le place să afirme că sunt atei. Unii dintre ei se declară astfel neștiind ce înseamnă acest lucru, iar cei care știu se declară total independenți, privind cu un aer de superioritate pe cei care cred în existența lui Dumnezeu. De aceea vă propun în minutele următoare să aflăm câteva aspecte ale existenței lui Dumnezeu. Rămâneți alături de noi! Cu sute de ani în urmă, în apărarea credinței creștine, Origen îi scria lui Celsus: poate fi oare vreo pierdere mai grea și vreo nenorocire mai mare decât aceea ca în contemplarea frumuseții și a ordinii din lume să nu poți recunoaște pe Creatorul ei? Ar exista vreo cădere mai adâncă decât să fii orb sufletește și să nu vezi pe Creatorul și părintele oricărei ființe cugetătoare? Deși au trecut atâtea sute de ani, iată că și astăzi ne ridicăm și noi aceste semne de întrebare. Chiar dacă unii încearcă să ridice persoana umană pe un piedestal și promovează peste tot ideea că omul este un mic Dumnezeu, trebuie să admitem totuși că omul este limitat și că foarte multe lucruri s-au realizat numai cu ajutorul lui Dumnezeu. La această concluzie au ajuns și unii dintre marii oameni de știință care prin ceea ce au creat sau au inventat l-au descoperit pe Dumnezeu. Unul dintre ei este matematicianul, fizicianul și filosoful Blaise Pascal. În concepția lui, Dumnezeu există pentru că este cel mai bun pariu. Oare ce înseamnă acest lucru? În lucrarea sa teologică Le Pensée, Pascal încearcă să demonstreze că Dumnezeu există folosindu-se de o teorie a probabilităților. Începută în corespondența cu Fermat, pentru a demonstra o problemă a jocului cu zarurile, Pascal presupune că toate cazurile apar la fel de ușor, pentru că cineva, supremul, avea grijă să le distribuie astfel. Pariul său era: dacă Dumnezeu există și eu cred, câștig viața veșnică, supunându-mă bisericii. Dacă Dumnezeu nu există, nu am pierdut nimic. Iată că un simplu exercițiu de logică ne demonstrează importanța credinței în Dumnezeu. Dar peste toate, nu se poate să nu observăm armonia creației. Toate își au scopul lor, toate își au rânduiala lor. O ordine pe care au observat-o și cei mai mari gânditori, cu toate că nu credeau în Dumnezeu. Origen spunea vis-a-vis de aceștia: degeaba au mai văzut ei atâta frumusețe în creație, atâta rânduială, atâta armonie și ordine, atâta frumusețe în lume, căci tot nu vor să vadă pe Creator din făpturi. Ei nu vor să înțeleagă că o rânduială atât de desăvârșită este lucrarea providenței, adică a purtării de grijă a lui Dumnezeu, care o rânduiește totul. Ei sunt orbi și nu văd lumea decât cu ochii de animale fără judecată. Ei nu simt prezența unei înțelepciuni într-o lume în care se vedea atât de clar îndrumarea înțelepciunii. Părintele Dumitru Stăniloae întărește și el existența lui Dumnezeu în dogmatica sa, unde aflăm că fiecare dintre noi îl poate cunoaște pe Dumnezeu prin apelul ce îl face Creatorul la creație, la om, punându-l în diferite împrejurări, în contact cu diferiți oameni care îi solicită împlinirea unor datorii, care îi pun răbdarea la grele încercări. Fiecare îl cunoaște în mustrările conștiinței pentru relele săvârșite. În sfârșit, îl cunoaște în necazurile, în insuccesele mai trecătoare sau mai îndelungate, în bolile proprii sau ale celor apropiați,
ca urmări ale unor rele săvârșite sau ca mijloace de desăvârșire morală, de întărire spirituală, dar și în ajutorul ce-l primește de la el în biruirea lor și a altor piedici și greutăți ce-i stau în cale. E o cunoaștere care ajută la conducerea fiecărui om pe un drum propriu de desăvârșire. Mulți numesc întâmplările impresionante sau, am putea spune, fantastice din viața noastră ca fiind drept coincidențe. Alții nu-și explică multe lucruri care imagină, iar alții încearcă să găsească soluții și explicații pentru toate problemele. Și atunci ne întrebăm, dacă toată lumea aceasta e creația omului sau e formată prin diviziunea celulară și prin evoluția ei în timp, de ce nu suntem în stare să găsim singuri răspunsuri la toate problemele? Cum de există minuni? Iată, cum an de an în ziua Învierii Domnului avem parte de lumina ce coboară din cer la Sfântul Mormânt și care, preț de câteva minute, nu arde? Cum de oamenii cu diverse boli incurabile își află vindecarea în urma rugăciunilor și cum de cei mai împliniți oameni sunt aceia care păstrează o legătură vie cu tainele și slujbele bisericești? Iată, după ce observăm toate aceste lucruri și după ce le medităm în amănunt, mai putem spune oare că nu există Dumnezeu? Tot în lucrările părintelui Dumitru Stăniloae descoperim că îl putem cunoaște pe Dumnezeu și din împrejurările vieții. Părintele ne spune că aceasta este o cunoaștere palpitantă, dar apăsătoare, dureroasă, dar și bucuroasă, care trezește în ființa noastră responsabilitatea și încălzește rugăciunea și care o face să se strângă mai mult lângă Dumnezeu. Așa se explică de ce toți cei care au suferit pe nedrept, dar care nu și-au pierdut credința, au transformat suferința în bucurie. Din jurnalul părintelui Nicolae Steinhardt se poate observa că cele mai frumoase clipe din viața lui le-a petrecut în celula în care a fost botezat, în celula în care a fost bătut, batjocorit și umilit pe nedrept. Și ne întrebăm de ce? Ei bine, pentru că Dumnezeu întărește pe cei slabi și ridică pe cei neputincioși. Pentru că El este singurul care poate face din pescari apostoli și din păgâni mucenici. Și pentru că El, prin purtarea de grijă pe care o are față de noi, caută să ne conducă spre viața cea veșnică la care suntem chemați. Sfântul Grigorie de Nisa spunea și el oarecând că doar Dumnezeu singur este Cel care are în sine existența. Drept aceea, Cel care scoate din cugetul său ideea că Dumnezeu există prin sine, dar ajunge să spună că tot nu există, acela și-a nimicit ființa punând-o în afara celui care este existența însăși. De aceea se și spune că întrucât s-au abătut de la fața lui Dumnezeu, toți împreună netrebnici s-au făcut, dovedindu-se de nicio treabă, ca o haină învechită. Înțelegem din acest citat, dragi ascultători, că cei care nu cred în Dumnezeu nu-și găsesc liniștea. Totdeauna ei caută să nege existența lui Dumnezeu și să-i convingă și pe ceilalți că Dumnezeu nu există. Ori, tocmai prin acest fel de comportament, aceștia demonstrează că Dumnezeu există. Dacă ateii ar fi convinși în totalitate că Dumnezeu nu există, atunci nici nu ar trebui să pomenească numele Lui. Dar se pare că ei vorbesc mai mult despre Dumnezeu decât o facem noi. Pe aceștia, Sfântul Grigorie de Nisa îi îndeamnă să recunoască temeiurile înțelepciunii și maestriei cu care este orânduită lumea, că tocmai prin aceasta e dovedită existența unei puteri care se face vădită în viața acestei lumi și care depășește însăși lumea întreagă. În concluzie, dragi ascultători, putem spune că, oricât am încercat să demonstrăm că Dumnezeu nu există, tot vom ajunge la concluzia filosofului Voltaire, care spunea: universul mă încurcă și nu pot gândi măcar că ar putea exista ceasul fără un ceasornicar. Meditați la toate aceste lucruri și dacă ați ajuns la concluzia că aveți credință în Dumnezeu, încercați să o puneți și în practică prin fapte bune, cu intenția de a împrăștia dragostea și bunătatea în jurul dumneavoastră.
Urmând acest curs firesc al mântuirii, Dumnezeu ne va descoperi toate bucuriile pământului, pentru ca mai apoi să ne dăruiască viața cea veșnică. Deci, ce avem de pierdut dacă noi credem în Dumnezeu? Aici a sfârșit ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește. Sunt preotul Narcis Stupcanu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit în final să meditați la cuvintele Sfântului Chiril al Alexandriei. Legea cunoștinței de Dumnezeu este sădită în noi.